Salut! Astăzi vom vorbi despre 11 cărți pe care le-aș recomanda oricui. Prima carte este Parfumul de Patrice Susskind. Am auzit foarte multe păreri despre filmul care s-a făcut după această carte și am zis să încerc și eu să văd care-i treaba cu parfumul ăsta. Și nu am regretat. Susskind are un fel al lui de a te face să te apropii de personaj, chiar dacă, nu știu, e destul de scârbos sau, nu știu, foarte nobil ceea ce face personajul respectiv. Te face să fii empatic, să înțelegi mai bine de ce face chestia sau care sunt motivațiile. Asta mi se pare un plus foarte mare la cartea asta și chiar o să te dea pe spate dacă o să citești această carte. E o carte pe care o recomand tuturor, indiferent de gusturi, de genurile pe care le abordează. A doua carte este Arta subtilă a nepăsării de Mark Manson. Pe Mark Manson îl urmăresc de ceva timp, e un blogger american care scrie în principal despre dezvoltare personală și îmi place foarte mult stilul lui de a scrie, de a spune povești, de a trata subiecte destul de grele într-un mod relaxat și plin de umor câteodată. Are un umor mai american, așa, mai straightforward, ca să zic așa. Și Arta subtilă a nepăsării este scrisă în genul ăla. Aș recomanda mai degrabă varianta în limba engleză, deoarece unele lucruri sau unele glumițe sau jocuri de cuvinte se pierd în traducere, deși traducerea de la editura 3 e destul de ok, dar cartea în engleză e mai bună pentru un cititor, mă rog, care și înțelege limba engleză, deși nu folosește cuvinte chiar atât de complicate sau alambicate și nu trebuie să te temi dacă nu ești foarte bun la capitolul ăsta. Da, e o carte de dezvoltare personală care te pune față în față cu teme precum dorința asta de a avea succes, de a avea succes cu orice preț și ți-l prezintă, mă rog, dacă ai exemplu pe Charles Bukowski, care nu e, poate, din prisma unora nu poate fi catalogat ca un om de succes sau ca un... A fost un tip care îi plăcea să bea și care scria în timpul lui liber sau când, nu știu, când se trezea din beții, deci, da. Ai cam înțeles, poate, ideea din spatele anumitor principii pe care Mark Manson le dezbate în cartea asta. E o carte ușor de citit. Poți să-i dai o șansă și să vezi dacă te ajută cu ceva sau, nu știu, măcar să te destinzi. Următoarea carte este Umbra Vântului de Carlos Ruiz Zafón. La fel și despre această carte, am auzit în liceu lucruri destul de bune, dar nu știu din ce motiv nu am citit-o, nu i-am dat importanță, nici măcar nu am căutat. Am zis, băi, nu poate să fie chiar atât de grozavă, nu știu de ce am zis asta. Am descoperit-o acum câțiva ani și m-a fermecat pentru totdeauna. M-a convins că Zafón e un romancier contemporan foarte, foarte, foarte tare. Și Umbra Vântului e o carte care te introduce într-o lume din care nu ai vrea să te mai întorci. Mă rog, nu e mereu, povestea nu e mereu fericită sau nu se întâmplă lucruri chiar atât de grozave pentru personaje, dar modul în care este scrisă și cum sunt personajele construite te face să vrei să-ți petreci acolo cât mai mult timp. E chiar e o carte pe care
nu poți să o lași jos până nu o termin. Și, surpriză, dacă nu știai, are și încă trei continuări, trei părți. E o serie de patru cărți și nu știu exact, dar probabil că va partea a patra, pe care încă nu am terminat-o, care e destul de groasă, și cred că partea a patra e ultima, cred că aici se termină povestea. Deci da, citește Umbra Vântului. Următoarea carte este o carte scrisă de un autor român pe care eu îl apreciez foarte mult, scrisă de Liviu Rebreanu, se numește Pădurea Spânzuraților. Sigur ai auzit de ea, sigur, probabil că acum îți dai ochii peste cap, a, frate, Liviu Rebreanu, Ion sau nu știu ce mai era în programa școlară. Probabil că și Pădurea Spânzuraților, cred că e în programa școlară, deși eu nu știu dacă am avut-o. Oricum, ideea e că e o carte, un roman psihologic foarte bine scris. Rebreanu e faimos pentru meticulozitatea lui. Îi lua destul de mult timp și să scrie o carte și se reîntorcea și scria și rescria și rescria la nesfârșit capitole din cărți și le șlefuia așa foarte atent și asta se vede, cel puțin eu am observat că lucrurile sunt foarte bine puse la punct și nu sunt goluri sau nu sunt lucruri care te fac să te întrebi de unde naiba a apărut chestia asta sau ce rost are în poveste și totul curge lin, frumos, nu e nicio pauză, nu știu, care îți devină destul de dubioasă în poveste. Cartea e despre e povestea unui ofițer român care, mă rog, trăia în partea Imperiului Austro-Ungar și în timpul primului război mondial a ajuns să fie măcinat de procese de conștiință legate de partea cui luptă, a austro-ungarilor sau a românilor. Și alege cetățenia sau naționalitatea și cartea e inspirată din fapte reale. Lucruri similare i s-au întâmplat și fratelui scriitorului, Rebreanu. E o carte destul de densă, dar merită citită, indiferent de ce prejudecăți ai legate de Liviu Rebreanu. Următoarea e o carte de istorie despre Vlad Țepeș, scrisă de, numai puțin, îmi scapă mereu numele, Ștefan Andreescu. Se numește Vlad Țepeș, între legendă și adevăr istoric. Vlad Țepeș, domnitorul muntean, a ajuns între timp, mă rog, de când a murit, acum mulți ani, a ajuns mai mult o legendă decât, adică personajul istoric lipsește cu desăvârșire din imaginarul oamenilor. Când spui Vlad Țepeș, te gândești la Dracula, la, wow, vampir sau... Deși nu e chiar așa, Vlad Țepeș n-a fost niciodată vampir, n-a fost niciodată un, nu știu, o ființă a nopții sau un ceva din cărțile lui Bram Stoker. Dracula, vampirul, e pur și simplu o invenție a scriitorului irlandez, dacă nu mă înșel. Nu are nicio legătură cu realitatea istorică și Ștefan Andreescu demonstrează în cartea lui de unde provin toate legendele legate de acestea, că acestea nu sunt noi, adică legendele legate de el fiind o ființă a întunericului sau care a făcut pact cu diavolul, au fost răspândite de adversarii lui politici și militari. Deci, citind cartea lui Andreescu, cam vezi de unde și-au rădăcina multe din miturile pe care le credem azi despre Vlad Țepeș, care, mă rog, s-au transformat în niște lucruri de entertainment, nu mai sunt folosite ca propagandă politică împotriva, mă rog, adversarilor. O altă carte de istorie pe care o recomand în acest top
este Istorie și mit în conștiința românească de Lucian Boia. O carte foarte, foarte bună despre istoria imaginarului românesc și legată de miturile pe care, nu știu, conștiința noastră de români le-a țesut și le-a întreținut de-a lungul timpului. Dezbate foarte, foarte multe idei, poate sensibile, cum ar fi unirea, Mihai Viteazu, că Mihai Viteazu se spune de obicei, adică la școală ți se predă că Mihai Viteazu a fost primul care a unit principatele, mă rog, române într-o singură țară și primul care a realizat unirea, dar nu e chiar așa. Nu și-a propus neapărat să realizeze unirea cum o considerăm noi cei din secolul ăsta sau poate din secolele mai apropiate nouă, ci a fost un conducător militar care a cucerit. S-a întâmplat să cucerească fix locurile sau, mă rog, principatele care urmau să formeze la un moment dat România, că astea erau lângă. Dar nu a fost un... Și mă rog, a folosit apoi ca o propagandă această idee că trebuie să fie uniți românii și... Da, Lucian Boia tratează subiecte foarte, foarte interesante și importante pentru oricine care vrea să, nu știu, cunoască, nu aș putea să spun istoria reală, ci istoria sau corectă. Istoria cu bun simț. Istoria care face diferența între propagandă și adevăr istoric, cum este el, mă rog, perceput în adevăratul sens al cuvântului, adevărul științific, poate, susținut de dovezi. Nu cel izvorât din patriotismul nostru. Următoarea carte este Bucuria vieții, de Irving Stone. Este o biografie romanțată despre Vincent Van Gogh, pictorul olandez, care, mă rog, a avut o viață destul de tragică. Toată lumea știe povestea cu urechea și cum și-a tăiat-o și cum, mă rog, a nebunit și... Dar aici, în cartea asta, pătrunzi în, nu știu, în interiorul mintea lui Van Gogh și încep să înțelegi exact ce l-a împins sau ce l-a făcut să ajungă unde a ajuns și să fii recunoscător pentru viața pe care o duci, poate e mult mai fericit, adică eu n-aș vrea să duc o viață de să fiu atât de chinuit de anumite circumstanțe din viața mea și totuși să ofer atât de mult înapoi prin lucrurile pe care le fac, prin arta pe care el a creat-o și totuși să nu am nicio, nu știu, aproape nicio satisfacție în viața mea și să sfârșesc singur și dezamăgit. Următoarea carte este scrisă de un român contemporan cu noi, Octavian Soviani, se numește Viața lui Costas Venetis și este o cărticică, o cărțulie foarte, foarte interesantă și foarte drăguță. Are un limbaj mai colorat, nu e pentru cei pudici și poate să devină câteodată destul de explicită în descrieri și îți întoarce puțin așa stomacul pe dos câteodată, doar că e foarte, foarte bine scrisă. E extraordinar de bine scrisă. Cred că e cea mai bună carte. N-am citit altceva de Soviani, dar nu știu dacă poate să depășească ce a scris și ce are reușit aici. Cum spune și titlul, este despre Costas Venetis, un individ care a trăit prin secolul 19, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și, mă rog, care a făcut chestii prin partea asta de peninsula balcanică, a participat la anumite evenimente istorice, a cunoscut niște oameni destul de importanți. Mă rog, nu e ceva... E bazat pe istorie, doar că folosește istoria pentru a povesti
viața lui Costas Venetis și nu e ceva pe care să le iei de bun sau ca adevăr istoric sau ca... Oricum, este o carte foarte bine scrisă pe care o citești pe nerăsuflate și pe care o recomand tuturor, mai ales că e un autor român și autorii români care chiar scriu bine și, nu știu, eu consider că merită încurajați și susținuți. Următoarea carte este Poșta de Charles Bukowski. Bukowski este un scriitor pe care eu îl admir. Îl admir dintr-un motiv destul de simplu. Scrie pe înțelesul tuturor și este foarte sincer în ceea ce scrie. Nu se ascunde după deget, nu spune, da, dar stai că să vezi că... Nu-ți cere scuze pentru lucrurile pe care le faci sau nu știi, este sincer și acceptă lucrurile, ia lucrurile ca atare, încearcă să le ascundă, să le schimbe, să le înfrumusețeze. Pur și simplu asta sunt eu, îți convine bine, nu? A ei, nu-mi pasă oricum. Și nu e o nepăsare de aia venită din invidie sau din furie, sau e pur și simplu o nepăsare sinceră. Eu, bine, pa, ok, s-a întâmplat asta, nu ne înțelegem. Bine, ok. Și Poșta e prima carte, primul roman publicat de Bukowski. L-a scris undeva pe la 40 și ceva, 50 și ceva de ani, deci destul de târziu în viața lui. Și relatează o parte din viața lui Bukowski, autobiografică, aș putea să spun așa. Și spune despre, mă rog, povestește pur și simplu despre viața pe care o ducea, a dus-o Bukowski când a lucrat în cadrul Poștei Americane. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Bukowski e savuros și merită aruncat un ochi pe această carte. Următoarea carte este una de istoria artei. Se numește Cum să savurezi un tablou și alte studii de istoria artei. E scrisă de Victor Ieronim Stoichiță, un istoric al artei român care a făcut carieră în afara țării, ca mulți alții. Știu că poate istoria artei sună așa pompos și mamă, frate, artă, trebuie să, nu știu, să știi multe chestii să, ca să poți citești o carte de genul. Aici nu e cazul, pentru că e o carte mai degrabă de popularizare. Trebuie să te intereseze puțin subiectul și să ai anumite, nu știu, noțiuni sau să ai o introducere făcută în subiectul acesta legat de artă, doar că poți să citești și fără, cu cea mai mare încredere, că nu folosește un limbaj greu de înțeles atâta timp cât, nu știu, ai jumătate de creier funcțional și tratează lucruri foarte, foarte interesante, lucruri la care poate nu te-ai fi gândit. După ce citești, mă rog, aceste eseuri, aceste studii, simți că ai descoperit ceva nou. Nu citești așa o carte, te plictisește, mamă, ce zice omul ăsta aici, nu înțeleg nimic, sau ce plictisitor e, dar poate ești de acord cu el, dar nu te interesează chiar așa de mult subiectul și nu... În cazul acestei cărți nu e cazul, deoarece te face să fii interesat, să-ți placă, nu știu, despre Giotto sau despre Caravaggio. Poate sună așa, mamă, cine naiba sunt ăștia, da? Îți face o introducere destul de frumoasă și de captivantă legată de subiecte mai puțin întâlnite în viața de zi cu zi și la care poate nu ne gândim chiar atât de mult dacă nu, mă rog, nu suntem incluși în lumea asta. Deci da, îți recomand această carte de istorie artei. Cred că se mai găsește doar la Anticariate, nu știu dacă au mai republicat-o cu Manitas, dar merită cumpărată dacă o găsești.
Ultima carte pe care ți-o recomand este Problema Spinoza de Irvin Yalom. Când citești cărțile lui Yalom, mai ales pe cele de ficțiune istorică, îmi place mie să-i zic, ai vrea ca realitatea să fi fost exact cum o scrie el acolo. Scrie atât de bine și de captivant, că încep să crezi că, da, mă, poate așa s-a întâmplat, cum e cazul aici cu Spinoza și cu Alfred Rosenberg, liderul nazist. Poate că așa, viețile interioare ale acelor personaje, așa au decurs și asta e o mare calitate pe care Yalom reușește să o exploateze în cărțile lui și datorită acestui lucru, cărțile lui captivează și nu o să regreți că ai început să citești Problema Spinoza. Ți-o recomand cu încredere. Cam acestea sunt cărțile pe care vreau să le recomand azi. Nu știu, dacă ai și tu vreo idee de carte sau vreo recomandare de carte, de autor, de orice, poți să lași jos în comentarii. Dacă ți-a plăcut videoclipul, poți să lași un like, să te abonezi, cum dorești tu. Oricum, sper că ai găsit ceva interesant în recomandările pe care ți le-am făcut azi și mai jos ai câteva linkuri. Dacă vrei să cumperi cărțile, sunt câteva linkuri afiliate, intri pe ele, tu nu plătești nimic în plus, eu câștig ceva foarte, foarte, un comision foarte mic dacă tu cumperi, intrăm pe acele linkuri. Îți mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!